Efesenilor este o epistolă a iubirii. Dar foarte interesant că Apostolul Pavel scrie bisericii din Efes în timp ce era în închisoare, în timp ce probabil că mai era bătut, nu primea mâncare cât trebuie și scrie o epistolă, o scrisoare a iubirii. Și avem de învățat în seara aceasta de la omul lui Dumnezeu Pavel și avem de învățat de la Duhul Sfânt care are roada dragostei. Doamne, dăruiește-ne dragoste! Amin. Vedeți, dacă avem dragoste, facem lucruri extraordinar de mari. M-am tot gândit la Moise, la omul lui Dumnezeu Moise. La vârsta de 80 de ani se întâlnește cu Dumnezeu undeva sus pe un munte, era o tufă care ardea, nu se mistuia. Și aude vocea care strigă, Moise, Moise, și se apropie Moise de tufa asta care arde și începe să vorbească cu Dumnezeu. Dar chiar dacă poate nu mai văzut Moise niciodată în viață o tufă arzând, dar a început Moise în inima lui să ardă, dar ardea de dragoste pentru Dumnezeu. Și la 80 de ani vine dorul să meargă iarăși să se întâlnească cu cel care i-a vorbit în rug. Se suie pe munte, spune Scriptura în Exod în 24, 6 zile îl înconjoară negura, stă Moise omului Dumnezeu în negură, în întuneric, putea să spună, Doamne, îți bați joc de mine, mă duc jos, dar era ceva aici care îl trăgea să meargă tot mai sus. Chiar dacă negură era în jurul lui, chiar dacă era întuneric, chiar dacă Dumnezeu tăcea, el a știut că Dumnezeu îi da și amin. Și a știut că dacă Dumnezeu i-a spus acum 6 zile, acum o săptămână, Moise, suie-te la mine pe munte, el a știut că merge și Dumnezeu îi de cuvânt. Dumnezeu îi de cuvânt. Chiar dacă oamenii te înșeală, chiar dacă tu te înșeli pe tine, Dumnezeu rămâne credincios cuvântului lui. Și Moise se suie a 7-a zi pe munte și spune acolo Scriptura că strălucirea slavei lui Dumnezeu s-a arătat ca un foc pe munte. Dar era foc și în inima lui, că îl iubea pe Dumnezeu. Și s-a dus încă o dată înaintea lui Dumnezeu și s-a mai dus încă o dată și am numărat 6 sau 7 călătorii, urcușuri pe munte, omului Dumnezeu Moise. De ce nu vin frații la biserică? Marțea, vinerea, în timpul săptămânii sau poate duminica. Pentru că aici înăuntru e problema. Aici înăuntru. Și în seara aceasta, Domnul vrea să ne cheme aproape de El să simțim inima Lui cum bate, să simțim dragostea Lui. Și aș vrea și rugăciunea care o vom face imediat înaintea Lui Dumnezeu să ne verificăm cum stăm cu iubirea față de Dumnezeu, cu iubirea aceea, cu dragostea aceea din tâi. Altădată poate că puteai să postești 3-4 zile, altădată poate că înainte de cina Domnului erai așa de atent ca să nu cumva să scape o vorbă sau să te gândești la ceva rău. Altădată când Domnul te-a chemat, erai așa de bucuros că spuneai, aș da casa care o am, aș da tot ce am, numai să primesc prețul ăsta nespus de mare al cunoașterii lui Dumnezeu. Cum stăm acum cu dragostea de Dumnezeu? Cum stăm, fraților? Și aș vrea să ne uităm puțin în Efeseni. Primul capitol din Efeseni, m-am uitat puțin, așa de frumos îi. S-ar putea rezuma la două cuvinte, în El. Se tot repetă, în El. Vedeți, dragostea lui Dumnezeu m-a primit pe mine, te-a primit pe dumneata, unde? În El, în El. Și citim, haideți să citim din capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos, în El. Următorul verset. În El.
Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos. Versetul 7. În El avem răscumpărarea. În seara asta tu nu poți să te răscumperi, nu poți să-ți ierți păcatele. Dar auzi cine o face. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, slăvit să fie Domnul. Versetul 10 iarăși spune, într-unul în Hristos Dumnezeu a unit toate lucrurile și din cer și de pe pământ. Erau oamenii răzvrătiți care trebuiau să intre în inima lui Hristos. Versetul 11, în El am fost făcuți moștenitori și așa mai departe. Ăsta e capitolul 1 din Efeseni, din Epistola Iubirii. Capitolul 2 e un pic mai trist. În capitolul 2, apostolul Pavel le spunea celor din Efes și Duhul Sfânt ne spune nouă fiecăruia în seara aceasta, citiți-vă aici cartea voastră de identitate, aici în capitolul 2 din Efeseni, ce ați fi fost voi fără El, fără Hristos. Și ascultați, capitolul 2, versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară. Erați în păcate, nu erați în Hristos. Nu-i mare lucru că Domnul ne-a smuls din păcate și din pierzare? Mare lucru a făcut Domnul. Ba, spune aici apostolul Pavel că trăiam odinioară în greșeli, în păcate, după mersul lumii, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești. Și ascultați versetul 11 și 12. De aceea voi care altădată erați neamuri și ne dă niște caracteristici care le-am avut în lume, fraților. Și dacă în seara aceasta ești aici și dacă în seara aceasta simți fiorul iertării și de nu-l simți, și de nu-l simți, că un creștin nu merge prin simțuri totdeauna, noi mergem prin credință, nu prin vedere. Și în seara asta dacă te simți mai plictisit, mai obosit, mai vai de tine așa, în seara asta să trimită Domnul Duhul de credință. Să vedeți unde am fost, fraților și surori, și nu-i lucru de apucat. Că acolo unde am fost noi, sunt acum miliarde de oameni și puteai să fii tu între miliardele acelea. Ascultați, versetul 11. Voi care altă dată erați neamuri. Aduceți-vă aminte că vremea aceea erați fără El. Fără Hristos, n-aveai mântuitor. Fără drept de cetățenie în Israel, și asta nu se referă la Israel, că noi n-avem niciun teren acolo în Israel. N-avem niciun apartament acum în Israelul ăsta de pe pământ. Dar noi avem un locaș sus în cer, în Ierusalimul de sus, care e mama noastră, așa spune Scriptura. Și zice aici, amintiți-vă că erai fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străin de legămintele făgăduinței. Ai făcut vreodată legământ cu Domnul înainte de apa botezului, înainte să te botezi cu Duhul Sfânt? Nu, dar cum? N-aveai legăminte, erai străin de ele. Ba încă erai, scrie aici, fără nădejde, al patrulea lucru și al cincilea. Fără Dumnezeu în lume. Și în original e ateos. Ateu. Ateu. Erai un ateu. Păi de aici vine cuvântul ateu. Ateos. Fără Dumnezeu. Și mergem în capitolul 3. Să vedeți ce minune face Dumnezeu. Dar aș vrea să continuăm totuși din capitolul 2, versetul 13, că e o legătură așa. Să vedeți ce a făcut Dumnezeu când noi eram fără El eram. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Slăvit să fie Domnul, fraților! Te bucuri în seara asta de sângele lui Iisus? Dacă se întâmplă acum să vină sfârșitul lumii, Hristos te ia și te duce în împărăție. Dar dacă tu n-ai sângele iertării, sângele ispășirii în dreptul tău, dacă acum ai sfârșitul lumii, te duce în altă parte și va fi vai, 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 va fi foarte rău, foarte rău.
Dar uite ce minuni a făcut Domnul. Dar acum în Hristos Iisus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, a surpat zidul de la mijloc care despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia, legea poruncilor și a făcut un singur om nou și a făcut astfel pace și a împăcat pe cei doi, pe evreu și pe neam, pe tine și pe cel din Israel, pe oricine. Pe cei doi i-a împăcat cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce prin care a nimicit vrăjmășia. Și apoi mergem în capitolul 2, să vedeți ce minune face Domnul. După ce în capitolul 1 a zis, eu înainte de întemerea lumii am semnat ca fiul meu să meargă pe cruce și în el, în rănile lui, să fie acolo, să fie vindecat, să fie tămăduit, să fie iertat în rănile lui. Uite în capitolul 2 unde ai fost tu și uite ce minuni am făcut eu, zice Domnul. Te-am luat din lume, te-am smuls din groapa pieirii, din fundul mocirlei, te-am suit cu picioarele pe stânca viacurilor care Iisus Hristos, Domnul, ți-am pus în gură o cântare nouă de laudă, te-am spălat cu sângele fiului meu, ți-am dat haină cusută cu fir de aur și te aștept la mine în slavă. Nu-i mare minune asta? Mare minune! Capitolul 1 ne spune ce s-a întâmplat înainte de veșnicie, cum Dumnezeu și-a luat decretele lui veșnice și a semnat în dreptul meu. În capitolul 2 mi-arată mie poziția mea, cum eram eu în lume și până la urmă a venit Domnul și s-a îndurat de mine și a zis, te iau de la fără el și te așez în el, te așez în fiul meu. Într-o zi am întrebat pe o soră de 86 de ani, zic, nu ți-e frică să stai singură aici acasă? Dar zice, eu s-a ascunsă. Nici nu închid ușa. Noaptea stă ușa deschisă, zice, eu s-a ascunsă. Dar unde ești ascunsă? Cu Hristos în Dumnezeu. Eu s-a ascunsă. Vedeți? Când ești în El, ești ascuns. Nu mai are cine ce să-ți facă. Ești acolo ascuns. Cum a stat Moise în crăpătura stâncii, Moise era ascuns acolo cu Dumnezeu. Și așa suntem noi ascunși în coasta străpunsă a mielului de pe calvar, fraților și surori. Și ăsta e capitolul 2. Dar să vedeți capitolul 3. E o minunăție, ceva extraordinar. Dacă în primul capitol zice, tu în el. Dacă în al doilea capitol zice, tu fără el. În al treilea capitol vine Duhul Sfânt și ne spune El în tine. Asta e cea mai mare minune. Ești tu în El și mare lucru să fii în Hristos. Dar să fie Hristos în tine, asta e mai mare minune. Un frate din America spunea că a venit la el o soră, era cam certăreață. Și a zis, frate, zice, am trecut prin Scriptură de 27 de ori. Dar zice, a trecut și Scriptura prin dumneata. Hristos ne așteaptă în El, dar vrea și El să intre în inima noastră. Iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva și în seara asta Hristos stă la ușa inimii tale și bate. Dar ce vrei să faci, Dumnezeule? Vreau să scot din inima ta toată mobila satanii, tot ce e rău, să dau afară. Și după ce am scos și am făcut curățenie, o să vină Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și o să schimbe, o să facă palat din cocina porcilor, din cocioabă. Asta e numai minunea lui Dumnezeu. Și capitolul 3 ne spune ce face Dumnezeu și vreau să citim din versetele care fratele Sandu le-a citit înaintea noastră și apoi ne vom ruga, ne verificăm cum stăm cu dragostea. Și ar trebui să ne rugăm și să-i spunem, Doamne, vorbește-mi, Doamne, că-și sunt rob și robul Tău ascultă. Mai toarnă-mi iar ulei în ciob, mai dăm din grâul Tău un bob și dragoste mai multă. Să ne dea Domnul dragoste mai multă. Haideți să vedem ce se întâmplă când vine El în noi. Versetul 14. Pavel, bătrânul, își pleacă genunchi în închisoare, se roagă. Deja în capitolul 3 a început să le spun în versetul 1, iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Hristos pentru voi, neamurilor, și trei puncte. Și după aceea e o paranteză, le spune mai multe lucruri, dar în versetul 14 continuă ideea. Ce ai vrut, Pavel, să spui? Versetul 14, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Dar de ce, Pavel?
Păi uite, eu vreau să se producă minunea. Eu știu că voi din Efes, voi din Albini, voi din de oriunde ați fi, eu știu că voi sunteți adoptați, înfiați în El, în Hristos. Știu că ați fost în lume. Știu că Hristos v-a șters păcatele cu sângele Lui. Dar acum vreau să se întâmple ceva. Vreau ca Hristos, Domnul Slavei, să intre în inima voastră. Și ce se întâmplă dacă El intră în inima mea? 1. Se stabilește acolo o reședință permanentă. Și citim versetul 17 sau 16 și 17. Îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru. Dar de ce? Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Auzi că vrea Hristos să-și stabilească cartierul general în inima ta. Și când mai vine câte un înger să dea Domnul porunci, îl vezi și tu. Că e acolo Hristos înăuntru, are reședință permanentă. Când spunem psalm, îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Ăsta e o realitate. Dar când Hristos, Domnul Slavei, vine și intră în inima mea, e cea mai mare realitate din toate realitățile din lumea aceasta. Primul lucru, extraordinar. Domnul vrea în seara aceasta să vină și să-și stabilească reședința Lui în inima ta. N-ai palat, ești sărac, fă să vină Hristos în inima ta și vei avea palat pe dinăuntru. Ăsta e un lucru extraordinar. Ești sărac pe din afară, n-ai bani, n-ai nimica, fă să vină Hristos, Domnul Slavei, în inima ta să-ți îmbogățească ființa și să îmbogățești și tu pe alții cu cuvintele Lui, slăvit să fie Domnul. Reședință permanentă. Al doilea lucru, rădăcină puternică. Pe lângă reședință permanentă, Domnul zice, vreau nu numai așa să viu și să plec. Așa cum un pom își înfinge rădăcinile spre izvor, așa vreau eu să vin în inima ta și pământul inimii tale să-l cuprind, să-l cuprind. Versetul 17, partea a doua. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, auzi că vine Hristos, El e dragostea lui Dumnezeu. Și zice, uite, eu vreau să fiu pomul vieții tale. Părinții tăi, Adam și Eva, au ratat pomul vieții. Dar există un pom al vieții care se numește Hristos Domnul și vrea să intre în seara asta în inima ta. Îl primești? Doamne, ajută-ne, ajută-ne, ajută-ne! Și un al treilea lucru și ne rugăm. Domnul zice, vreau să-ți redimensionez priceperea. Ai tu pricepere și te lauzi că știi multe, dar nu cunoști așa cum ar trebui să... Și mie îmi spune și Dumitare, nu cunoști așa cum trebuie să cunoști. Dar ce trebuie să cunosc, Doamne? Păi zice, uite, dacă eu vin și locuiesc în inima ta, tu o să-ți vezi inima așa de strâmtă pentru mine. Și eu o să încep să lărgesc locul acolo în inima ta. Vin ca un pom al vieții în inima ta, o să te hrănesc, o să te întărești în omul dinăuntru și priceperea ta o să fie redimensionată. Dar cum, Doamne? Versetul 18. Să puteți pricepe împreună cu toți sfinții patru dimensiuni ale dragostei. Care este lărgimea? Care este lungimea? Care este adâncimea? Care este înălțimea? Sunt patru lucruri aici pe care Dumnezeu vrea neapărat și în seara asta de grabă vrea să le învățăm, fraților. Păi cum să nu înveți lărgimea dragostei lui Dumnezeu? Că dragostea lui Dumnezeu de pe cruce, uite așa, și-a întins Hristos mâinile și-a murit pentru o lume întreagă, ca și cum ar fi vrut să cuprindă tot globul pământesc în brațe. Și asta e lărgimea dragostei lui Dumnezeu. Că am citit aici unde eram, eram fără, și-a zis Dumnezeu, hai la mine, la pieptul meu, cum spunea un autor puritan. Zice, pe pieptul lui Hristos multe capete s-au plecat, este loc și pentru a tău. Este loc și pentru a tău. Domnul îți păstrează acolo loc lângă inima Lui și în seara asta vrea să-ți redimensioneze dragostea, priceperea. Doamne, m-ai lovit.
Îs bolnav, mi-ai luat pe mama, mi-ai luat pe tata. Nu, 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 nu. Am vrut să smulg o plantă și să vin să intru eu acolo, să fiu eu pomul vieții în loc la planta aceea. Am vrut ca să nu împart dragostea cu nimeni, să fie dragostea ta numai a mea și a mea numai a ta și să ne bucurăm unul de celălalt. Asta spune Domnul că vrea să facă. Și asta e lărgimea dragostei, redimensionarea priceperii. Apoi spune de lungime. Păi da, fraților și surori, gândiți-vă dumneavoastră versetul 7 din capitolul 2, ce lungime a avut dragostea lui Dumnezeu când Dumnezeu în cer, de pe tronul de domnie, se uită să trimit un serafim, nu pot. Să trimit unul din 24 de bătrâni, nu pot. O făptură vie, nu pot. Să trimit un înger, nu pot. Pe cine îl trimit? Pe fiul meu. Lungimea dragostei, lungimea dragostei. Era ultima șansă, era ultimul pe care l-ar fi dat Dumnezeu, dar l-a dat pentru noi. Și-a zis Dumnezeu în 2:7, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Asta e lungimea dragostei. Și apoi pe lângă lărgime, pe lângă lungime, este și înălțime, spune aici, înălțime. Și în 2:6 ne spune și înălțimea asta. Pe mine care eram în adâncime, că adâncimea o știți, groapa pieirii, fundul mocirlei, m-a luat Dumnezeu de acolo și în versetul 6 din 2 zice, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Mare înălțime, mare înălțime. Unul care ai vorbit numai blesteme și numai prostii toată viața. Și într-o zi a venit Hristos și ți-a tăiat inima împrejur, te-a spălat cu sângele Lui și cânti cântările Sionului. Și se bucură îngerii din cer când te văd pe tine cântând în adunarea lui Dumnezeu. Nu-i mare minunea Domnului? Ba zice Domnul că într-o zi se va coborî din cer și pe tine derbedeu și stricatul ăla te ia și te duce între îngeri acolo sus. Asta e înălțimea dragostei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea în seara aceasta să ne redimensioneze priceperea, să înțelegem dragostea lui Dumnezeu. Țin minte că a fost o lucrare pentru un frate, haideți să ne ridicăm. Și fratele ăsta era foarte supărat că ani de zile s-a rugat și soția lui nu se pocăia. Și cineva i-a zis, frate, am văzut că a venit un înger din partea Domnului și ți-a luat o rană. Și rana asta a dus-o înaintea lui Dumnezeu în cer. Și Dumnezeu a scris pe rană, te iubesc. Și ți-o adus-o și ți-o pus-o înapoi. Rana te durea încă, dar era dragostea lui Dumnezeu ca un leac alinător pentru tine. Ai probleme, ai necazuri în seara asta, ai nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Se rezolvă, nu se rezolvă, tu să-L ai pe Hristos și ai totul. Și aș vrea în seara asta să ne luptăm, să ne luptăm, să cerem, să ne îmbrace în dragostea asta, fraților. Haideți să intrăm toți ca un singur om și să-i spunem, Doamne, îmbracă-ne în dragostea Ta, Doamne. Și învăluie-ne ca într-o manta în dragostea Ta, că zilele-s grele. Haideți să ne rugăm.